un atac periculos, Jeremy Buchila și Cristea. Șuta lui Cristea pe lângă poarta lui Cobra, a fost prima ocazie la poarta oaspeților. Ultimul meci dintre Petrolul și Concordia Chiajna s-a desfășurat după acest scenariu. Atacuri continue ale ploieștenilor, apărare supranumerică a celor de la Chiajna, s-a terminat 0-0. Un fotbalist care a plecat de la Petrolul la Unirea Urziceni. Iată o foarte bună deviere a lui Bo. Extraordinară ocazia ploieștenilor după o combinație de manual între Jeremy Buchila și Gicu Grozav, însă șutul internaționalului român trece pe lângă poarta lui Cobra. Deocamdată Cobra are noroc, șuturile ploieștenilor n-au nimeni care în porții. Iată-l pe Marinescu acum, calmează pentru Cristea. Cristea Marinescu, o foarte frumoasă combinație. Bugema, minge în careu pentru Bugema și șutul lui Grozav peste poartă. 5-0 la ratări, 5-0 la ocazii pentru Petrolul. Nu vrea să intre, pur și simplu mingea în poartă. Petrolul câștigă și acest meci al ocaziilor cu Chiajna, însă Doamne ferește să fie ca în campionat. În campionat, reamintesc, s-a terminat 0-0. N-au foarte multe idei în ofensivă cei de la Concordia Chiajna, asta este clară. Iată-l pe Buchila, Buchila în tușă. Trebuie să se centreze pentru el în acest moment, pentru că el ar trebui să fie în careu. Da, am văzut, are un o alonjă bună, Buchila. Iată ce frumoasă combinație cu Gema! Gol! Petrolul, minutul 44. O combinație foarte bună cu Bugema, Buchila și îl surprinde pe Cobra. Primul șut pe poartă al Petrolului, minutul 44, primul gol. Surprinzător, Jeremy Buchila a marcat cu piciorul drept. El este un stângaci, un vârf cu alonjă, stânga excelentă, pasa lui Damian Bugema, venit într-o poziție surprinzătoare și iată șutul dintr-o bucată a lui Buchila după preluarea perfectă cu stângul, piciorul stâng a marcat Jeremy Buchila într-un moment în care Chiajna spera să intre cu 0-0 la vestiare. Iată-l pe Cosmin Contra. O pasă pe culoar pentru Gicu Grozav. Gicu Grozav încearcă să-l depășească pe Cobra, însă iese din nou Cobra. Execuție pretențioasă lui Buchila. Gol! Jeremy Buchila! Petrolul! Jeremy Buchila e eroul Petrolului în această seară. 2-0 pentru ploieșteni după un șut senzațional al lui Buchila, pe care defensiva celor de la Chiajna n-a mai reușit să-l blocheze. Este 2-0 pentru Petrolul, iar Buchila este eroul Ploieștiului. 2-0, pare jucat meciul. 6-7 ocazii clare ale celor de la Petrolul la poarta celor de la Concordia Chiajna. Petrolul cu obiectiv finală de Cupa României, cel puțin declarat obiectivul de patronul celor de la Petrolul, Walter, și execuția foarte bună a lui Buchila. Aleargă Bel după această minge, însă nu reușește să o oprească. Foarte bine plasată execuția lui Buchila, locată Gicu Grozav și Buchila foarte bine îl lobează. Atinge puțin și Cobra. Adel pe Wellington acum, Wellington șansă de gol pentru Concordia Chiajna. Wellington este un mor penalti în mod normal. Da, penalti, minutul 81 și Chiajna poate reveni în joc. Este penalti la Wellington, indubitabil penalti. Îi cere permisiunea lui Iliesta, nu-l lasă pe Wellington să execute. Hai să vedem cine execută. Minutul 82. Wellington face demersurile necesare pentru a bate acest penalti. Iată Sebastian Achim. Îl ia. Da, Achim a venit să e penalti, intervenția lui. A luat piciorul, mai era puțin, îl lua acasă. Penalti fără probleme, cred că Purece este sigur, cel care Wellington. E Purece, de Carul Purece. Purece, gol! Chiajna, minutul 82, Chiajna reintră în joc. Chiajna care n-a executat, n-a existat.